sunt atât de timid, îmi spunea un tânăr, încât mie mi-este foarte, foarte frică să abordez o fată de vârsta mea. Și atunci, la un party, eu mă duc, dau înainte, adică niște tinere care au consumat droguri pentru un an, doi, trei, deja la niște vârste la care încă vorbim despre formare. Și totul a pornit de la am vrut să arăt că pot și eu. Pentru că dacă cineva are un atac de panică lângă noi, să nu simțim nevoia de a face ceva, ci doar poate, dacă ne permite, de a îmbrățișa, dar cu prietenia adevărată. Aia, știi, când la orice oră în zi sau în noapte știi că e cineva acolo care te iubește necondiționat. Pentru că au, nu știu, văd lucruri sau sunt la curent cu trenduri, cu, de exemplu, eu țin că de Bitcoin, eu de la ei am aflat, de toată nebunia, de bursă. Curajul însă nu este, și lumea îl privește foarte diferit, ca absența fricii. Nu, curajul este ca atunci când îmi conștientizez frica, în ciuda fricii, să mă duc și să acționez, pentru că am o conștientizare a propriei valori. Știu că tu lucrezi foarte mult cu tineri, cu adolescenți, că ești și terapeut, dar și profesor. Și voia să te întreb ce părere ți-ai făcut despre generația de adolescenți. Din fericire lucrez foarte mult cu adolescenți și cu tineri și o să spun că este o generație senzațională. Nu știu dacă este generația pe care am apucat eu să o cunosc mai bine sau dacă toate generațiile sunt așa. Însă e ceva super special în ei și mă refer acum, de exemplu, la cei care trec a 12-a sau care au trecut cumva parte din liceu prin pandemie. Pentru mine sunt fenomenal cum au reușit să se reinventeze și cumva să depășească niște lucruri foarte, foarte serioase care s-au întâmplat atunci până la urmă cu noi toți. Da. Și care crezi că ar fi superputerea lor? Păi, cred că exact asta, felul în care au acces la informație și cred că de-aia au și rezistat. Întotdeauna învăț de la ei foarte multe lucruri, pentru că au, nu știu, văd lucruri sau sunt la curent cu trenduri, cu, de exemplu, eu țin că de Bitcoin, eu de la ei am aflat, de toată nebunia, de bursă, multe, multe lucruri, deci mi se pare că au acces la foarte multă informație. Și cred că mai, sau în fine, poate altfel decât ne așteptăm noi, sunt cumva foarte, zic în engleză, culturally aware, nu știu cum să zic, woke, cum se zice. Da, deci cam asta e puterea lor, din punctul meu de vedere. Da, dar un punct slab. Care ar fi? Denotă din super puterea lor. De ce? Pentru că având acces la foarte multă informație și având cumva cunoștințe foarte vaste, au impresia că sunt și foarte profunde. Și cumva downside-ul generației este că mi se pare că am impresia că știu, dar foarte multe lucruri nu le cunosc în profunzime și nu le cunosc aplicabilitatea. Și de asemenea, un alt lucru pe care eu îl văd un pic îngrijorător, dar nu știu dacă este de generație sau poate de contextul în care am avut eu ocazia să interacționez cu generația, este, și mă întorc la informație, pentru că au acces la foarte multe tutoriale, de exemplu, și au impresia că știu foarte multe lucruri, neagă puterea și importanța studiului formal, de tip facultate, studiu, pregătire intensă, abilitatea de a învăța, să înveți. Cumva sunt niște elemente de profunzime care mie mi se pare că trebuie accentuate poate mai mult în generație. Am înțeles. Care ar fi fricile lor? Măi, asta m-a șocat foarte tare. Că am văzut foarte, foarte multe frici la ei. Și am mai văzut o chestie și mi s-a părut că de fapt asta generează frica. Mi se pare că nu-și văd valoarea adevărată. Și atunci se lasă copleșiți de următoarele lucruri. Cum voi fi primit, ce viitor voi avea. Frici care sunt foarte naturale, dar, repet, poate și din contextul meu terapeutic, am avut ocazia să lucrez mai degrabă cu fricile lor și poate mai puțin cu superputerile lor exprimate. Frica de a nu fi pe placul celorlalți în momentul în care au valori puternice.
frica de a se exprima în moduri diferite și atunci cumva să se conformeze ca să placă, frica de a-și expune vulnerabilitatea pentru că n-o să dea bine, frica de a-și expune inteligența și se prefac unii dintre ei a fi mai puțin inteligenți decât sunt de fapt, pentru că grupul de prieteni este la un nivel mai scăzut. Din nou, mă întorc profunzimea informației și așa mai departe. Ce e o frică și de ce apare să ne încurce ea planurile și cum se întâmplă de fricile astea la noi? Eu am o teorie, nu este științific asupra fricii. Nu o să-ți dau definiția psihologică a fricii. Mă gândeam că nu o să faci. Frica este o emoție fundamentală de care avem nevoie să ne apărăm. Frica este un mecanism de apărare, trebuie să înțelegem. Curajul însă nu este, și lumea îl privește foarte diferit, ca absența fricii. Nu, curajul este ca atunci când îmi conștientizez frica, în ciuda fricii, să mă duc și să acționez pentru că am o conștientizare a propriei valori. Adică eu știu că pot să fac treaba aia. Și atunci frica este, din punctul meu de vedere, absența conștientizării propriei valori care te-ar ajuta să treci peste momentul acela. Asta spun că nu e o definiție super științifică, dar este o definiție pe care eu am extras-o din discuțiile mele cu adolescenții și cu tine. Cum ai văzut că acești adolescenți le alungă din viața noastră? Frica? Frici, da. Păi o să încep de la mecanisme de coping sănătoase și mecanisme de coping după aceea disfuncționale. Mecanismele de coping sănătoase sunt a schimba grupul de prieteni, adică a face o schimbare, da, să ai mare curaj. Un alt mecanism de coping sănătos este să găsești un mentor care să te susțină, să te îndrume, să te ajute să-ți găsești potențialul, evident, psihoterapie, consiliere, activități extra în care poți să fii pus față în față cu tot felul de situații de viață, deci multiplicarea experiențelor ca să poți să te să-ți cunoști valoarea, să poți să acționezi în ciuda fricii. Problema este că acestea sunt prea puțin vizibile și prea puțin accesibile, dar apar mecanismele de coping nesănătoase. Și atunci avem alcoolul ca să poți să ai curaj să te duci să vorbești cu o tipă. Au fost lucruri pe care mi le-au mărturisit și au spus: Alina, sunt atât de timid, îmi spunea un tânăr, încât mie mi-este foarte, foarte frică să abordez o fată de vârsta mea. Și atunci la un party eu mă duc, dau înainte, prind curaj, vorbesc cu ea, dacă nu mă acceptă, eu o să pun pe vina alcoolului, iar dacă mă acceptă, o să încerc data viitoare să beau mai puțin. O să mă duc mai departe și o să spun, pentru că este o situație care mă preocupă pe mine foarte tare, apropo de cum facem față fricilor. Recent am lucrat cu un grup de tineri aflate într-o clinică de dezintoxicare și ce m-a șocat foarte tare, eu lucrez de ceva timp cu clinica aceasta și constant lucram cu tineri de 20-21 de ani. Acum internate în clinica respectivă sunt tinere între 13 și 17. Adică niște tinere care au consumat droguri pentru un an, 2, 3, deja la niște vârste la care încă vorbim despre formare. Și ce îmi spuneau, deci acolo fiind, având tot felul de conștientizare, îmi spuneau: Alina, mi-este frică să mă întorc pentru că nu știu dacă voi scăpa vreodată de stigmatul ăla legat de faptul că eu am fost o drogată. Nu știu dacă vreodată voi scăpa de ceea ce se întâmplă cu părinții mei care au spus la casa mea nu stă, în casa mea nu stă un drogat. Și totul a pornit de la am vrut să arăt că pot și eu. Deci am vrut să arăt că nu mi-e frică, apropo de ce vorbeam, am vrut să arăt că sunt șmecher, că hei, sunt și eu aici, uitați-vă și la mine. Niciunul dintre ei nu a început, sau dintre cei cu care am lucrat eu, nu au început să consume orice formă de drog din alt motiv decât acela de a se simți acceptați într-un rezolv. Deci tot de la o frică a pornit și... Da, da, da. Am înțeles. Da. Tu, când erai tânără, adolescentă, de vârsta noastră, nu știu, 18 ani,
cum gestionai fricile pe care le aveai atunci? Ce frici aveai? Oh. Cum reușeai să le alungi? Întotdeauna am fost și a fost o treabă care m-am chinuit eu în terapia mea personală, frica de a nu fi plăcută de băieți, frica de a nu se face mișto de mine pentru că nu știam să mă îmbrac sau nu eram foarte popular, nu eram foarte cool, nu eram, frica de a nu fi bârfită. Ce facem dacă nu ne dăm seama că avem o frică? Pur și simplu frica asta scoate la iveală ceva din noi, dar nu știm care e frica aia, nu o conștientizăm. Cred că, de fapt, ne dăm seama de cauza fricii. De cauza fricii, da. Că suntem un fricoșat, știm toți. Că se vede, se simte, da. Dar eu fiind o emoție puternică, o trăim și visceral și la nivelul trupului. Măi, mie mi se pare că orientarea, consilierea, terapia, grupul de mentori, de prieteni, sunt zone în care afli cele mai multe. Și îmi place un exercițiu pe care îl fac cu liceenii, se numește Fereastra lui Johari, în care ne uităm la părți ascunse, părți oarbe, fațadă, ce arătăm oamenilor, dar de fapt ce simțim. Și mi se pare că cu cât ne punem mai mult în situații de autocunoaștere, cu atât avem mai multe șanse să ne dăm seama de cauza fricilor. Nu o să intru acum în psihoterapie să spun că majoritatea fricilor care cuprind viața noastră n-au legătură doar cu generația, cu vârsta la care ne aflăm, ci multe dintre ele au legătură cu atașamentul. Și atașamentul este ceea ce se stabilește în relația dintre mamă și copil. Deci ele merg, de asta spun că acolo unde vorbim de frici paralizante, adică de tot ce înseamnă anxietăți serioase sau chiar tulburări de personalitate, deja vorbim despre un act terapeutic intens și recomand, de fapt, să fim atenți dacă cumva frica e doar ca un gol în stomac pe care îl simt, dar nu-mi paralizează activitatea, versus dacă eu ajung să nu mai ies din casă sau să poate să nu mai inițiez relații sociale sau să-mi creez conturi false, să nu pot să interacționez cu propria mea sau din propria mea persoană. Deci aia e, din nou, e limita, e extrema cealaltă. Cum ne putem asigura că o frică nu ne oprește dezvoltarea noastră personală? Măi, cum am spus, consilierea, a discuta cu cineva, a-ți face planuri de dezvoltare pe care să le vizitezi cumva periodic, te fac, și introspecția, da, propria cunoaștere, te fac să vezi la ce nivel ești față de unde ai fost anul trecut, de exemplu. Dacă activitatea ta începe să scadă ca intensitate, ca poate reușită, înseamnă că s-ar putea să ai nevoie de un ajutor specializat și ar trebui să verifici toată asta. Dacă însă vezi că se instalează partea de comoditate, poate că ai nevoie doar să schimbi activitățile pe care le faci. De asta zic că depinde foarte mult de gradul pe care îl are, cumva gradul de implicare pe care îl avem în propria viață și gradul de conștientizare a propriilor resurse. Asta e ideea. Ce putem face pentru alți oameni din jurul nostru atunci când observăm că ei au frică, îi vedem că au o stare de panică sau de anxietate? Ce putem face pentru ei în momentele acelea? Dacă vorbim de un atac de panică, ce din păcate devine tot mai frecvent, și cred că post-pandemie s-au activat foarte multe lucruri în zona anxietății și a fricii, este foarte important, în primul rând, să știm că atacul de panică trece și nu lasă urmări fizice. Da? Și este foarte important că dacă cineva are un atac de panică lângă noi, să nu simțim nevoia de a face ceva, ci doar poate, dacă ne permite, de a îmbrățișa și dacă nu ne permite o îmbrățișare fizică, de a cuprinde cumva, de a conține persoana aceea prin prezența non-judicativă și non-intervenționistă, adică hai, calmează-te, hai, liniștește-te. Lucrurile acestea nu sunt potrivite în mijlocul unui atac de panică, da? Trebuie să știm că el durează între 5 și maxim 12 minute, deci a fi acolo, avea apă pregătită, poate o gustare, ceva, dar nu când omul este în mijloc, poate ajuta să se retragă, să știm că se întâmplă într-un grup, ajuta să se retragă, ne asigura că, nu știu, de exemplu, dacă ar nevoie de șervețele, da? Pentru că poate să apară acea sudoare rece. Deci acestea sunt lucruri practice. Și este foarte important să nu catastrofăm momentul.
da, să ne purtăm de baul ăsta, să la spital sau și așa mai departe. Da? Există unele lucruri care pot să devină grave, dar sunt foarte, foarte rare momentele. Dar mai important este ce se întâmplă înainte și după. Eu am văzut în terapie oameni vindecându-se datorită grupurilor de suport. Adică când zic grup de suport, nu vorbesc doar de un grup în care ne întâlnim la dezvoltare personală, ci a faptului că eu știu la orice oră în zi sau în noapte că pot suna pe cineva. Acum, dacă atacul de panică este însoțit, pentru că asta e foarte interesant, imediat după ce stai puternic într-o stare de anxietate, după câteva luni de zile, aproape inevitabil se va instala depresia. De ce? Pentru că anxietatea obosește trupul atât de tare, încât se instalează partea asta de depresie, care este efectiv catatonia aia în care nu mai poți, ești leșinat, ești terminat, pentru că tu ai stat într-o alertă, tu ai stat într-o vigilență, asta e anxietatea și așa mai departe, o hipervigilență. Și atunci, în momentul în care omul trece prin seria asta de întâmplări, de evenimente, de regulă va încerca să stea singur. Iar în mijlocul depresiei vom vedea gesturile la limita, poate, chiar a sănătății și a integrității corpului. Și atunci este foarte important să știm că dacă omul își provoacă răni, trebuie să spunem, da? E o limită pe care trebuie să chemăm un ajutor specializat sau să-l ajutăm pe acest om să se ducă să obțină un ajutor specializat. Dar n-am văzut nimic în lumea asta ce nu se depășește bine. Cu Dumnezeu, cu ajutor de sus, fiecare în ce crede, dar cu prietenia adevărată. Aia, știi, când la orice oră în zi sau în noapte știi că e cineva acolo care te iubește necondiționat. Am văzut oameni vindecându-se mult mai mult din asta, poate, decât doar din pura terapie. Și atunci aș zice prietenia necondiționată cu tot ce înseamnă. Foarte frumos spus. Mulțumim mult, Alina. Cu mare drag.